Aș vrea să începem discuția de astăzi pe surpriza scenei politice și mă refer aici la prezența AUR, un partid nou înființat în Parlament, un partid care a luat 9% la alegerile parlamentare cu un discurs antimască și antivaccin. Cât de mare credeți că este de fapt campania aceasta din România sau, cum să spun, mișcarea antimască și antivaccin? Fiind vorba despre oameni care se regăsesc și în bula mea de internet sau de socializare, de pagină de socializare pe net, aș putea spune că, subiectiv vorbind, e o parte destul de mare a populației care se manifestă împotriva exceselor privitoare la această pandemie, și două dintre ele le-ați enumerat, exemplificat dumneavoastră. Este vorba despre purtarea obligatorie a măștii, acele măști despre care nu știm că sunt eficiente, și mai mult decât atât despre care știm că sunt neconforme în proporție foarte mare. Și a doua chestiune, distanțarea aceasta socială absurdă, dusă la absurd, care a scindat familii, care a pus punct unor tradiții, care prin absurdul lor au dus mai degrabă la perpetuarea, prelungirea stării de panică și de temere decât la rezolvări, care au împiedicat, spre exemplu, imunizarea naturală, singura care se pare va duce la un final fericit în această pandemie, al acestei pandemii, pentru că, după câte observăm, nici bine nu a început să fie administrat, inoculat vaccinul minune, vaccinurile, că sunt mai multe, ca și a apărut deja o mutație a virusului, așa ca din întâmplare, domnul Boris Johnson anunță că e vorba despre un mutant al coronavirusului care are cu 75% mai multă virulență, adică e mai mult infecțios decât primul coronavirus. Și ce m-a deranjat foarte tare personal a fost faptul că această mutație fusese deja cunoscută în urmă cu 3 luni de zile, dar a fost lăsată să fie aruncată pe piață acum când vin sărbătorile Crăciunului. Apropo de sărbători, în afară de mit, în afară de realitatea imaginativă pe care trebuie să o reprezinte sărbătorile de iarnă, în general sărbătorile, e important de reținut că sărbătorile acestea sunt cam singurul lucru care ne-a mai rămas pentru bucuria vieții, pentru entuziasmul de a trăi, pentru încrederea în viitor. Și cred că lumea, pe măsură ce trece timpul, a văzut că Paștele a fost răpit. A văzut că, eu știu, unele pelerinaje religioase, care sunt importante pentru multă lume în țara asta, numai naivii nu observă această realitate, au fost interzise. Acum să fie interzis și Crăciunul și Revelionul, cred că bula asta de care vă vorbesc eu devine mare, bula asta de internet în care, repet, mă aflu și eu, este cât se poate de clar că va crește. Deci, nu, dar revenind la întrebarea dumneavoastră, pentru că este important. Dacă fenomenul acesta este mare, dacă fenomenul acesta este serios, sincer, nu-mi dau seama exact ce se întâmplă dincolo de oamenii cu care discut eu și discut cu sute de oameni, mii de oameni pe săptămână, fără discuție. Discut la modul propriu, adică le răspund comentariilor pe care mi le fac pe pagina de socializare. Este cert însă că, dacă nu e ceva, un fenomen la ora actuală, până la urmă 9% din 31% nu înseamnă foarte mult. Da? 9% cât a luat AUR din 31% nu înseamnă foarte mult. Dar Va este deveni curând. o cifră semnificativă, totuși Va aproape de USR Plus chiar. deveni cu siguranță un fenomen. Și deși eu am fost surprins ca toată lumea de amploarea intenției de vot pentru AUR, nu mă așteptam, deși am fost surprins că partide ale unor foști prezidențiabili sau președinți de stat nu au intrat în Parlament, Vă referiți la PMP de și la PMP și Pro-România? și la Pro-România, totuși este explicabil. Și ce mă deranjează este că există un partid politic care ar fi putut să capitalizeze acest gen de nemulțumire, să capitalizeze în așa fel încât să
transforme lucrul acesta într-o politică publică. Lumea așteaptă de la acest partid politic o politică publică. Ce au făcut respectivii, care n-au câștigat primul loc așa, pur și simplu pentru că au fost nemaipomeniți, ci pentru că au avut noroc. S-au apucat să pună în fruntea bucatelor două statui pandemice, așa cum le-am zis eu. Domnul Rafila și domnul Străinu Cercel. I-au pus pe primul loc la Senat, locul 2, scuzați-mă, la Senat, și respectiv pe primul loc la Camera Deputaților, defilează cu domnul Rafila ca premier wannabe. Și bula asta de internet în care mă învârt eu este extrem, extrem de deranjată de acest lucru. Și bineînțeles că oamenii aceștia s-au dus către cine? Către acel partid AUR, care spune exact asta. Nu mai avem pandemie, se exagerează cu pandemia, măștile nu sunt utile, vaccinul este o porcărie, este un ser și atât, o apă oxigenată și atât. Și bineînțeles că lucrul ăsta se va canaliza și mai mult către AUR, pentru că văd că în continuare opoziția pe care o face domnul Ciolacu este o opoziție în genunchi. Deci AUR câștigă pe greșeala PSD. Da. Pe lipsa de prevedere, lipsa de strategie a PSD. Dar, cum să spun, ce strategie să vezi la PSD când domnul Ciolacu vine și spune, înainte să fie întrebat de dumneavoastră de presă, nu e oportun să-l suspendăm pe președinte. Bineînțeles că AUR a prins imediat această idee. Pentru noi, AUR, pentru noi contează să se ridice această problemă, măcar să se ridice această problemă în public, pentru că domnul președinte este văzut în bula asta de internet, repet, da? E un partid care s-a creat pe internet, este văzut ca principalul vinovat pentru ceea ce ni se întâmplă. Orban este pe locul 2, Arafat fusese pe primul loc, a rămas oarecum într-un cont de umbră, dar pentru că domnul președinte a preluat standardul acesta al așa zisei lupte cu pandemia, el este considerat principalul vinovat. Ce face Ciolacu? Nu se pune problema suspendării. De unde știi tu chestiunea asta? A doua chestiune, domnul Dâncu, da, care este identificat cu apelativul profesor, nu știu ce profesor este, sociologie, nu știu ce predă, domnul Dâncu spune PSD este pregătit să facă o poziție consolidată. Mulțumim! Adică, de ce ai mai câștigat alegerile dacă ești pregătit să faci o poziție consolidată?